este luni și vreau să începem un nou daily vlog. Încerc din răzputeri, atât cât îmi permite timpul, să fac mai multe daily vlog-uri, pentru că mă gândesc că astea sunt un picuț mai personale și, nu știu, poate oamenii interacționează mai mult sau rezonează mai mult cu tine atunci când ai genul acesta de clip. Tot legat de clipul, vreau să vă mai întreb dacă aveți voi vreo idee despre ce am mai putea face pe canal, nu știu, poate ceva ce n-ați mai văzut de mult sau poate, nu știu, ce vă place vouă, puteți să-mi spuneți că voi ține cont și voi încerca să le fac, bineînțeles, dacă și pot, logic. Și să vă povestesc puțin și ce am făcut în weekend, pentru că daily vlog-ul trecut s-a terminat vineri, dacă nu mă înșel, sau sâmbătă, când am făcut eu încheierea. Vineri seara am fost și am făcut cumpărături, clip pe care o să-l vedeți marți. Oricum, voi deja l-ați văzut când voi posta eu acest clip. Sâmbătă ne-am văzut cu niște prieteni până și am fost la Sera Eden și am stat până târziu. Foarte târziu, cred că am avut am avut rezervare de la 7, am stat până la ora 12, plus că eu cu iubitul meu am plecat mai devreme, am plecat la 4 de acasă, pentru că am fost, mașini din nou și claxoane, pentru că am fost până în farmacia Tei, la fel și clipul ăsta, cred că o să-l vedeți voi joi, să vedeți ce am cumpărat, multe chestii interesante, așa că, na, dacă nu l-ați văzut până acum când postez eu clipul acesta daily vlog-ul, adică duminică, este postat fix înaintea acestui clip. Așa, ce v-am să vă mai zic? Iar duminică, ieri a fost duminică, nu știu ce am făcut, am stat în casă în primul rând, ba nu, am fost până în piață, am luat pepeni, călcat, mi-am făcut treburile prin casă, chiar dacă nu trebuie să calci duminica, eu am călcat pentru că n-am apucat sâmbătă, că am fost plecat de la 4 și n-am avut când. Iar astăzi este luni, bineînțeles, și eu până acum am editat un clip, am avut treabă la calculator, am încercat să fac ceva de mâncare și, Dumnezeule, cred că v-am spus și în clipul cu Kaufland sau poate v-am mai menționat eu prin clipuri că eu gătesc pentru seară, iar pentru mine la prânz, atunci când sunt acasă, mănânc ori un sandwich, ori niște telemea cu roșii, ori ceva ce-mi rămâne de o seară înainte, gen dacă fac piure cu șnițel, mai rămâne o porție și o mănânc eu a doua zi la prânz. Ei bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat și am zis că hai că-mi fac un sandwich și că mai mănânc niște telemea pe care am luat-o vineri de la vitrine din Kaufland, care era înăcrită. A fost, mă rog, nu știu dacă era neapărat înăcrită, dar avea un gust ciudat, mai bine zis, ca să nu fac din țânțar armăsar. Și nu mi-a plăcut și am zis că n-aș arunca-o, dar totuși am zis că să o pun la cuptor și să fac gen grill cheese, nu știu cum. Am pus puține roșii, am condimentat-o foarte bine și a ieșit ok, pot să zic că îmi place, e mult mai ok și nu se mai simte gustul ăla nașpa, ambulanțe. Mă duc să închid ușa pentru că sigur mă va tot întrerupe. Gata, am închis ușa la balcon și putem continua și să vă mai povestesc eu ce am de povestit. Așa, vă ziceam de grill cheese, am făcut chestia asta, am pus cu roșii, am condimentat-o, a ieșit decent, aș putea zice. Adică e mâncabilă față de cum era ea în sare normală și m-am enervat atât de tare și am zis că ok, mi-am adus aminte că am luat din Kaufland niște vinete din acele la pungă gen congelate. Și am zis că hai că le fac pe alea, că gen le las la decongelat și eu mai fac pe lângă o maioneză și cam asta. Ei bine, au ieșit oribile. Bine, n-au ieșit, că nu le-am făcut eu nimic, doar le-am decongelat. Dar gustul e atât de nașpa, mie nu pot să zic că îmi place. Am făcut și maioneză, practic am secat și maioneza și mi-am pierdut și timpul ca să fac maioneza. Că, na, știți dacă gătiți că durează un picuț să faci maioneză. Și sunt acum așa ceva de genul super. Și acum ce fac? Da. O să mâncăm puțină brânză din aia la cuptor, pentru că v-am zis că ea e gustoasă, numai că m-am enervat eu așa puțin că pe situație, să zicem, și vinetele au ieșit, dar nu sunt, n-au gust efectiv. Poate o să mănânc o ferie dacă nu aia e, dacă nu văd de ce mai încropesc să mâncăm. Dar m-am enervat așa pe situație, pe tot. Hai să vorbesc un picuț și despre lamele astea de epilare facială pe care le-am luat de pe Shein, ați văzut în clipul trecut că le-am cumpărat, sunt acestea, am aici două și asta pe care am folosit-o. Să știți că nu pot să zic că îmi plac astea, adică v-am arătat cum arată geniele și ambalajul, pe astea nu vi le recomand, mi se pare că nu prea taie, nu știu, e foarte ciudat, taie foarte greu de fapt, n-am mai pățit până acum, adică tot ce am mai cumpărat
până în momentul de față, tăiau ok, nu știu ce Dumnezeule au astea. Și am mai cumpărat din astea foarte ieftine, din Jumbo, dar alea zgâriau puțin, dar totuși tăiau. Astea mi se pare că taie puțin mai greu. O să le folosesc cât o să le folosesc și după aia o să-mi cumpăr altele. Ori o să mai încerc o variantă de pe Shein. Ori dacă nu, o să-mi iau eu văd eu de pe net, de pe, nu știu, de la Notino, de pe Notino de fapt. Văd eu de unde. Vedeți toate pensulele astea aici în spate? Urmează să le duc la... urmează să le duc la baie, mă rog, să le spăl. Și pe seara voi merge la sală. Este 5 un pic ceasul și îl așa pe iubitul meu care va ajunge în jur de 6 și jumătate. Mâncăm, mai stăm un pic și mergem la sală. Vreau să intru eu până într-un magazin din centrul comercial unde merg eu la sală, și anume Veranda Mall. Și au acolo Lila Rosa, cred că, și vreau să văd dacă au să văd ce produse au, că am văzut de fapt pe site-ul lor, tot gesticulez cu asta, am văzut că au reduceri la geluri și chestii și eu manicura mi-o fac la salon. Dar pedicura, luna asta, n-am mai apucat să mi-o fac și nu pentru că n-am vrut eu, ci pentru că m-am trezit foarte târziu cu programările și abia reușit să-mi fac la unghii. Pe iunie programare și pe iulie la fel, așa că o voi face eu acasă. Pedicura la salon eu mi-o fac doar vara în salon, în rest mi-o fac eu acasă. Am niște produse, dar cred că au expirat, s-au stricat și au schimbat consistența și de aceea vreau să-mi cumpăr alte produse. Și am văzut eu pe site-ul celor... Pun asta la loc, că tot gesticulez și mă enervez. Pare că sunt ciudată. Am văzut pe site-ul celor de la Lila Rosa că au reduceri, gen găsiți o ojă semi-permanentă cu 6 lei sau cu 5 lei și am zis că ok, poate au și în magazin, dacă nu voi da comandă de pe site. Așa că înainte de sală probabil voi intra și voi vedea ce produse găsesc la ei. Și da, cam asta pe ziua de astăzi. Nu pot să zic că am făcut extrem de multe chestii. M-am chinuit cu mâncarea, nu știu ce a fost, așa foarte ciudat, nu prea au mers lucrurile cum trebuie. Am spălat, am avut de spălat o grămadă și încălțări, am băgat la mașina de spălat. Mă duc să spăl și pensulele. Și v-am zis, este 5:30, într-o oră vine iubitul meu și mai stăm puțin și apoi plecăm la sală, intru în magazinul ăla, dacă găsesc ceva o să vă arăt. Alte planuri pentru seara asta nu cred că mai avem, pentru că oricum e luni, ce Dumnezeule să faci, nu e ca în weekend. V-am povestit și ce am făcut în weekend. Da, cam atât. Ne auzim săptămâna asta când planuri mari nu pot să zic că am, dar găsesc eu ce să fac, oricum aș vrea să merg la sală luni, marți și miercuri, pentru că joi și vineri este Insula Iubirii și vreau să văd. Apropo, voi vă uitați la Insula Iubirii? Mie îmi place mult, mi se pare că este și o emisiune cu chestii psihologice. Nu, mie îmi plac chestiile astea, îmi place domeniul oarecum, mi se pare destul de interesant. Numai că oamenii ăia mi se par, nu știu, mi se pare incredibil că faci unele chestii. Adică pentru, chiar și pentru toți banii din lume, de ce ai face chestiile alea? Mi se par... Mă rog, părerea mea. Da. Apropo, vedeți părul meu? Deci aici efectiv este blond. Și pe aici, pe la spate, lumea zice că mi-am făcut șuvițe. Nu mi-am făcut nicio șuviță, pur și simplu. De la vopseaua asta pe care o folosesc în ultima perioadă, în ultimul, nu știu, din ianuarie, din decembrie o tot folosesc, de la Fanola. Mi se decolorează zone, gen probabil este și de la soare. Pentru că în iarnă n-am pățit asta, mi se ducea culoarea, dar se ducea uniform. Ei, acum de la soare se duce foarte dubios. Vedeți, am șuvițe și pe aici. Da. Pare că am dat greș cu vopseaua, dar n-am făcut nimic, ca să știți. Adică pur și simplu așa. Așa a fost să fie. Mă duc și eu să-mi spăl pensulele, să mai strâng de pe aici. Că vedeți, am chestii, creme, mă rog. Da, și apropo, dacă tot vorbeam de vinetele alea nașpa, nu vi le recomand. Să vă uitați în clipul cu Kaufland și să vedeți ce nu recomand. Eu am văzut multă lume că folosește vinete din alea. Mă, da, astea sunt oribile, nu știu cum poți să mănânci așa ceva. Adică, Dumnezeule, nu, clar, nu. Da, am încercat. Da, nu știu, o să văd, poate când vine iubitul meu acasă o să-i placă și o să mănânce vinete, dacă nu vedem noi ce mâncăm în seara asta. Și aia e. Haideți că ne auzim puțin mai târziu, mă duc să spăl pensulele și ne auzim de seară dacă găsesc chestii în magazinul de care vă ziceam.
Vă povesteam eu ieri de magazinul la care vreau să merg în veranda înainte de a merge la sală, în care găsesc produse pentru unghii și vă povesteam tot ieri că eu oricum fac unghiile la salon și am nevoie de niște produse pentru că ale mele sunt luate de prin 2020 când era pandemia și ghiciți ce, au expirat. Așa că urmează să... Mi-am dat aseară comandă, comanda mi-a ajuns astăzi, am luat produsele de la Lila Rosa. Mi-am ajuns astăzi foarte rapid, am dat 15 lei pe transport, iar pe produse vreo 50 de lei, dacă nu mă știu, sau 51 pic de lei. Și sper să fie bune, acum nu știu exact ce, n-am umblat, doar am deschis și hai să vedem ce găsim aici. Ambalaj, alt ambalaj și hai să vedem. În primul și în primul rând o să-l las aici, ca să-mi fie mai ușor. Mi-am luat o pilă de la Lila Rosa, cred că, ba nu, sunt mai multe branduri, magazinul se cheamă Lila Rosa, dar ei au mai multe branduri, practic, pe site-ul lor online. Mi-am luat o pilă de gradație 100 cu 150. Hai să vedem cât de abrazivă este, că eu nu știu exact cum funcționează granulația, cred că se numește. Da, e destul de tare, să zicem. Dar sper să fie bună. Nu știu dacă am factură. Nu, o am online, dar mă rog, nu mai contează. Și mi-am mai luat aici, wow, stați să vedeți că asta cred că o să folosesc una dintre ele, o să folosesc și pentru eyeliner. Nu știu de ce presimt eu asta. Opa, că am și desfăcut-o. Nu! Stați. Deci, sunt aici 4 pensule. Și asta parcă presimt că voi folosi pentru eyeliner. Deci, am 4 din astea de gel sau de ojă sau de ce vreți voi, depinde. Așa. Sunt 4, tot de la Lila Rosa și mi-aduc aminte parcă astea au fost 8 lei, iar pila de mai devreme parcă a fost 2 lei, dar nu vreau să zic sigur pentru că nu mi-aduc aminte. Și ia vedeți aici. Cam așa arată. Vedeți, asta este mai lungă un pic. Vai, dar de ce le tot pică căpăcelele astea? Asta ziceam eu că s-ar putea să o folosesc pentru eyeliner, pentru că mi se pare foarte subțire și cred că m-ar ajuta, iar astea cu siguranță le voi folosi pentru unghi. Eu mai am una, dar mi se... m-am și mișcat. Mai am una numai că mi se pare că s-a stricat. O am de foarte mult timp, din 2020, de atunci de când mi-am luat, practic, kitul de care vă povesteam, numai că vă dați seama că au expirat, mă gândesc eu. Mai departe, ia să vedem. Avem aici Color Gel Polish, care este un ojo semi, din ce mi-aduc eu aminte. Pink Chiffon, Rose Chiffon, așa scrie pe ea. Nu știu ce, Senza Chanel ceva, Senza nu știu cum, Nail scrie ceva pe ea, mă rog, nu știu. Și ia să vedem ce culoare este. Ah, ok, este o culoare drăguță, vedeți, e un roz, dar cu siguranță ăsta e genul acela de roz cu care trebuie să dai 2-3 straturi ca să nu se vadă așa niște urme goluri sau nu știu exact cum să le zic. Mai departe am aici un polish to gel care este base and top coat 2-in-1. Adică îl poți folosi și înainte de a-ți pune oja semi și după ca să aibă stratul acela foarte lucios. Așa. Aici avem un nail prep, care ăsta trebuie să fie tot așa ceva transparent. Opa, de ce a curs? What? Ok, stați să iau un șervețel. Avem un nail prep de la Pico. Și mai avem aici white gel polish. Da, mi-am luat și o ojă semi-albă. Sper să fie albă acum. Da, este albă. Am eu o chestie acum să-mi fac unghiile, pedicura de fapt, cu... alb. Și mai am aici un Ultra Bond Primer de la Lilac. A venit în cutiuță. Și cam așa arată. Eu acum sper că mi-am luat tot ce aveam nevoie pentru unghiile semi-acasă. Că, da, gata. Eu nu sunt cea mai pricepută, să ne înțelegem. Nu prea știu să-mi fac pedicura. Gen, îmi lasem în pandemie, crezând că o să reușesc să fac ceva și ghiciți ce n-am reușit să fac. Mi se lua oja, mă ajută că era din cauza că erau de calitate mai proastă sau nu știam eu să le pilesc sau habar n-am, dar nu știu, sper că de data asta să-mi iasă, o să-mi fac pedicura și după ce mi le fac aștept vreo 2-3 zile
să văd cum este. Și apoi o să revin la voi cu un clip despre unghii semi, asta în cazul în care îmi plac produsele și pot să vi le recomand, că poate mai ține reducerea și o să le luați și voi la niște prețuri super, super bune, că am dat foarte puțin pe ele. Gen, gândiți-vă că am dat 50 de lei pe toate astea. Da, haideți că mă duc să-mi termin treaba, văd ce mai am de făcut și apoi ne auzim. Poate pe seară, oricum astăzi vreau să merg și la sală, vreau să fac mac and cheese și poate o să vă filmez și vouă să vedeți dacă mi-este sau dacă nu mi-este, că n-am mai făcut până acum. Trebuie să strâng și de pe aici și poate îmi fac și pedicura să vedem cum va fi. Tocmai ce am venit din mall, astăzi este miercuri 4:30 și așa cum am zis, am fost până în mall. Am fost la cel mai apropiat mall de lângă mine și m-am întors cu mâna goală. Efectiv, nu mi-am cumpărat nimic. Nu știu de ce, dar nimic nu mai e pe placul meu, nu mai îmi place absolut, absolut, absolut nimic. Nu știu de ce, nu înțeleg. În ultimul an, cel bine, hai să zicem din ianuarie, în ultima jumătate de an, nu mai găsesc nimic care să-mi placă și să-mi cumpăr, efectiv. Și ați văzut că eu sunt adepta cumpărăturilor și din mall, pentru că ați mai văzut diverse haul-uri sau chestii de prin mall la mine pe canal, dar și adepta second-ului. La fel, nu am nicio problemă în sensul ăsta, cumpăr de peste tot, dar uneori vreau să cumpăr chestii din mall și nu mai găsesc nimic. Deci mie mi se pare ireal aproape. Nu mi-am luat nici măcar un tricou. Nu am găsit nimic care să-mi placă. Și m-am întors după 2 ore de stat prin mall cu coada între picioare, cum se zice. Am mai ieșit și prin căldura asta. Bine, n-am mers mult pe jos, că am mers cu autobuzul și m-am întors cu tramvaiul, care mă lasă fix aici la câțiva pași de bloc, dar ca fapt divers m-am enervat puțin, recunosc. Dar, da, asta este, ce să facem. Se mai întâmplă și de astea. Urmează să mă duc să fac mâncare. O să o iau și pe voi cu mine în bucătărie. O să fac piept de pui cu smântână și ciuperci și probabil o să fac și puțină mămăligă. Am primit și 2 mostre de la Aven. Crema de regenerare celulară, Hyaluron Active B3. Le-a venit așa în pachetată drăguț, dar sunt aici 2 mostre pe care o să le scot și le pun la aici în sertarul meu cu mostre. Am o grămadă. Dar ia să vedem ce face crema asta. Are niacinamidă, acid hialuronic. Ok. Uite ce interesant e. Este un recipient, adică îți cumperi crema asta, iar următoarea dată, dacă îți place, poți să-ți iei doar recipientul ăsta, fără să mai iei sticla. Gen, știi, reîncărcabilă la infinit și reciclabilă. Super drăguț. O să arunc cartonul ăsta, cum mai am ce să fac. Și astea sunt cele 2 mostre pe care le-am primit. N-am mai testat crema asta, nu știu dacă e nouă neapărat. Dar punem aici la mostrele mele, că sunt o grămadă. Mai adăugăm. De obicei le mai iau cu mine când merg, nu știu, cu avionul sau în călători din astea scurte. Le mai iau și mă folosesc de ele. Dacă aveți idei de site-uri în afară de magazinele din mall, de unde voi v-ați cumpărat hăinuțe și au fost foarte drăguțe, puteți să-mi lăsați în comentarii, că sunt foarte curioasă să văd voi ce ați mai găsit și poate îmi găsesc și eu chestii, pentru că în mall, nu știu, cred că nu voi mai merge o perioadă de timp, pentru că m-am enervat atât de tare, nici nu vă puteți imagina. Mă duc să-mi pregătesc, să spăl vasele și apoi să pregătesc mâncarea, dar oricum v-am zis că o să luăm camera și o să filmez pentru voi să vedeți cum gătesc și ce mai fac prin bucătărie.
urmat un tutorial pentru un make-up de festival și mi-am pus și chestiile astea în cap și am zis că nu ratez, să nu cumva să ratez momentul și să vă arăt și vouă capodopera care mi-a ieșit. Spuneam și în tutorial că mi se pare că la chestiile astea din păr, fluturii ăștia, s-ar fi potrivit un make-up bronzy sau un make-up cu argintiu, auriu, ceva de genul ăsta, nu neapărat un make-up colorat, dar asta am făcut, nu m-am gândit inițial. Mie per total îmi place, m-am chinuit să-mi pun chestiile astea în cap pentru că, ghiciți ce, nu mă pricep. Da, sper să le pot da și jos. Și am vrut să vă arăt minunatul make-up pe care l-am făcut astăzi și v-aș arăta și dezastru care e pe aici, dar nu cred că pot. Lăsați. Că oricum e horror, deci jur că am obosit, nu mai pot. Asta trebuia să mă demachez, pentru că nu am ce să fac cu make-up-ul ăsta așa colorat prin casă. Plus că diseară cred că merg la sală și nu știu dacă e chiar ok să fac până diseară așa și la sală clar nu mă duc cu ochii ăștia și cu chestiile astea prin păr. Mă apuc să strâng aici pentru că este un dezastru de neimaginat, e ceva rău de tot. Și apoi îmi dau și chestiile astea jos din păr, dar hai de fapt să mi le dau acum. Ia, să văd dacă reușesc. Hai, să sperăm că da și că nu rămân cu ele în cap. Ar fi culmea, cred că. Au. Ele practic sunt așa, ca niște zale, vedeți? Și se desfac la un capăt. Cam obosit. Astăzi este joi. Diseară avem și Insula Iubirii. Sper să ajung acasă destul de repede pentru că n-am chef să ratez prea mult din Insula Iubirii. Ah, dar nu văd ce fac aici. Ah, mai am? Mai am. Da. Au, n-am vrut să scap. Deci, Doamne, ce-i pe masa asta a mea? Să mă ferească Dumnezeu, stați că mai am una aici. Sper că nu mai am, nu? Nu. Așa. Și așa cum ziceam, sper să nu ajung prea târziu acasă. Mi-am dat comandă și de un fond de ten și o pudră. Și trebuie să merg la Notino să o ridic, să ridic comanda. Cred că ajunge astăzi, pentru că de obicei la Notino, dacă comanzi astăzi, mâine îți ajunge comanda. Și eu am comandat ieri. Mi-a luat din nou fondul de ten de la Delia, cu care sunt și machiată acum. Acesta are foarte mare acoperire și când... mă rog, nu foarte mare acoperire, dar are o acoperire mare oricum. Și mi se pare foarte bun, mai ales când vrei un look din ăsta cu acoperire. Mai am? Mai am. Și, nu știu, mi se pare că se potrivește bine și pe cameră, adică se vede ok. Și, da, mi l-am comandat. Mi-am mai luat și pudra de la L'Oreal Fit, nu Fit Me, Infail, nu-i, ba da, Fit Me cred că se numește. Este o pudră destul de populară. Și vreau și eu să o testez, plus că ieri am crăpat pudra, pe una din pudrele pe care le aveam. Am scăpat-o jos și s-a făcut praf. Noroc că era cu capac, gen. Stați cu mama și vă arăt. Ia vedeți cum s-a făcut și nu mai am ce să fac cu ea. Și, opa, aia e, n-am ce să fac. O să... A trebuit să-mi iau alta, oricum voiam să o încerc pe aia de mult, așa că nu e nicio problemă. Au! Da. Ia să le și desfacem. Sau să le las așa momentan. Hai că le las așa. Și îmi prind repede părul. Și mă apuc să strâng aici că e horror. Stați că vă arăt imediat. Ori de câte ori filmez un tutorial de make-up, totul arată așa. Nu știu dacă vedeți, dar e un mega, mega dezastru. Deci, groaznic ce e aici. Trebuie să mă apuc să strâng repede pe jos tot. We'll be right back.
să vă arăt ieri cum au ieșit ciupercile cu smântână și cu pui. Puiul l-am mâncat ieri și mi-au mai rămas ciuperci din astea și le mănânc cu mămăligă, care sunt super, super, super bune. Tocmai ce am venit de la cumpărături și vreau să vă arăt repede, repede ce am cumpărat. Sunt foarte puține pentru că nu prea am găsit chestii în Lidl și pe toate astea am dat 180 de lei. Haideți să vă iau așa din un capăt. Am luat de aici o apă minerală Bucovina, două cutii de înghețată. Una este Bon Gelatelli Ice Cream Made with Passion, ceva, e din asta la Pebbles. Și am mai luat un apă cu cornet, practic, tot asta, să dau pe aici pe jos. Asta este cu cafea, n-am mai încercat-o, sper să fie bună. Subitul meu și-a luat două din astea de pombar, cu cașcaval și una cu sare. Aici avem un lapte, am mai luat un unt din ăsta cu usturoi, că îmi place foarte mult. Am luat un pește din ăsta afumat, e foarte bun, am mai mâncat și îmi place. Am luat o ceapă, un ardei și un morcov, o din asta cu icre. Am mai luat o ciocolată cu alune, un piept de pui afumat pentru că vreau să am niște paste. Aici avem niște cașcaval afumat, pe care vreau să-l pun în chiplele astea, că vreau să fac niște hamburger ceva, dar nu am găsit carne de hamburger, deci, na, pare că n-am găsit mai nimica în Lidl. Am luat un pesto rosso, niște castraveți cornișon, două din astea de linte, pentru că săptămâna viitoare vreau să fac linte pentru prima oară. Am luat două, hopa, din astea de ton, sunt foarte bune astea de la NYX, îmi plac. Hopa, ce-am mai luat? Aici am un ulei de păr de la Sien Oil, sper să fie bun. Și m-am luat aici un parfumel, era 22 de lei. O să-l mirosim împreună după ce mă mut de aici, că vreau să vă arăt și ce am luat de Notino. Și mai avem aici o chestie din asta cu paelia. Sper să fie bună, n-am mai încercat-o, dar vom vedea. Așa cum v-am promis, o să vă arăt uleiul și parfumelul ăsta. Hai să începem cu el. Este Suddenly de la Chalou, Chateau, ceva, habar n-am. Erau două parfumuri în Lidl. Unul avea tester, iar ăsta n-avea tester și ghiciți ce? Eu l-am luat pe acela fără tester. E o sticluță micuță, așa, drăguțică. Hai să vedem. Să știți că celălalt pe care l-am... Îmi place mai mult celălalt. Celălalt pe care l-am mirosit era foarte drăguț. Da, îmi plăcea mai mult celălalt firar. Încerc să mai suflu așa, să se ducă vapori ăștia de alcool. Deci, lychee, honey, peony, rose magnolia, lily of the valley, musk și amber. Îmi plăcea mai mult celălalt. Și am luat și uleiul ăsta cu argan. Hai să-l testăm acum. De ce nu curge? A, dar e spray. Ok. Nu prea simt eu niciun miros de la el. Încerc să-mi dau așa un picus pe păr. E destul de... Pare că rămâne părul puțin un suros, aș zice. Nu știu dacă vedeți. O să-l mai testez și apoi, vă zic, pentru că momentan nu pot să-mi dau părerea. Și haideți să vă arăt și ce am cumpărat din Notino. I-am dat comandă în primul rând pentru... Cum se cheamă? Pentru pudră. Pentru pudra de la Maybelline Fit Me. Și mi-am mai luat încă două chestii pe lângă, dar vă arăt imediat. În primul rând mi-am cumpărat fondul de ten ăsta, Daily Eye Trial Cover Skin Defined, nuanța 201, ăsta. Așa, am mai cumpărat și acest Total Cover Camouflage Foundation cu Argan Oil Waterproof de la Delia. Ăsta practic este o copie a fesalului. Practic fondul ăsta de ten este o copie a celui de la Dermacol. Ăsta costă vreo 10 lei parcă am dat. Ăla de la Dermacol e vreo 50-60 de lei din ce mi-aduc eu aminte. Și cam așa arată și el. Nuanța mea cred că este 52. Sau văd aici un 52, mă gândesc că e nuanța. Da, e 52, că am și în capăt aici. Și abia aștept să-l testăm împreună într-un clip.
cu testarea fondului de ten. Vom vedea, vă voi povesti eu mai multe despre el la momentul potrivit. O să las în cutiuță ca să vă povestesc atunci mai multe și să vedem și cum arată cutiuța. Și ultimul produs, bineînțeles că este pudra aceasta. Sper ca pe asta să nu o mai scap, că m-a săturat să-mi scap chestii pudre și da. Nuanța mea este... Nu știu unde ar trebui să scrie. Oricum, cred că e prima... A, 105 Net Natural Ivory. Aici scrie. E oricum o nuanță foarte deschisă. Da. Sper să fie ok, oricum n-aveți ce să vedeți. Și undeva jos... Stați că nu știu cum să desfac și sper să nu o crăp. Are și o oglinjoară și un din ăsta de aplicat pudra, practic. Cam atât. Aici încheiem și noi daily vlogul. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că vă uitați de fiecare dată la clipurile mele. O să revin la voi cu părerea. Da, și-a mai revenit un picuț mirosul, dar îmi plăcea mai mult celălalt. Mă rog, asta este. O să revin la voi cu părerea despre ulei, despre pudră, despre ăsta de la Dermacol, pe care cred că mâine o să-l testez așa o fugă repede, repejor. Că plec până undeva mâine și mă întorc imediat acasă și mă demachez și vreau să văd cum se comportă. Că mi-aduc aminte că are ulei de argan și la fel era și acela de la Dermacol și o să-mi lucească fața de numai, dar vom vedea. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup, ne vedem la următorul clip!